Forțele armate ale Ucrainei au anunțat că în timpul nopții trecute au eliberat aproape 8 km pătrați lângă orașul Bahmut. Potrivit comandantului grupului tactic Azov, armata ucraineană a distrus unitățile unei brigăzi de puști motorizate a Federației Ruse și a capturat un număr semnificativ de prizonieri. Pierderi importante ar fi suferit și grupul de mercenari ruși Wagner, care ocupă cea mai mare parte a orașului Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului. Comandantul grupului tactic Azov a anunțat despre ofensiva ucraineană de lângă Bahmut într-o postare pe o rețea socială, la scurt timp după încheierea operațiunii. În rezultatul наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-та роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Forțele militare ucrainene care luptă în zona Bahmutului susțin că în timpul proaspătei ofensive au ucis în jur de 500 de militari ruși ai celei de-a 72 brigăzi de puști motorizate a Rusiei. E vorba de unități ale armatei ruse pe care proprietarul grupului privat de mercenari Wagner îi acuza ieri că au evadat lăsând descoperit unul dintre flancurile din jurul Bahmutului. Orașul e ocupat în cea mai mare parte de trupele Wagner, însă ofensiva spre vestul localității a încetinit în ultimele zile, șeful grupului de mercenari acuzând Ministerul Rus al Apărării că nu-i oferă suficiente muniții. Primele contraatacuri ale armatei ucrainene în zona Bahmutului sunt anunțate pe fondul pregătirilor ei pentru o ofensivă majoră împotriva trupelor ruse de ocupație, pentru care aliații occidentali spun că au oferit Ucrainei tot armamentul de care are nevoie.